de când am intrat în această competiție, mi-am dat seama de încă un lucru pe care trebuia să-l fi învățat mult mai devreme. Comunicarea este foarte importantă. N-am stat niciodată așa mult timp de parte de ai mei, știi? Plus că situațiile prin care am trecut aici și mâncarea puțină, odihna, lipsa patului, lipsa comunicării cu cei dragi, m-a afectat tare, adică mă afectează în sensul că sau îmi dau seama cât de importanți erau acasă, știi? Îmi doresc din suflet să fiu, atunci când mă voi întoarce acasă, mai mult la dispoziția lor, pentru că e cel mai important să iau aproape. Chiar am avut norocul și am fost binecuvântat să trăiesc într-o familie frumoasă. Nu am absolut nimic ce să le reproșez la lor mei. Simt că am nevoie de ei aproape și faptul că sunt atât de departe de ei și nu pot să am niciun fel de legătură cu ei, mă macină în interior. Taică, nu știi că ți-am zis, fie roata și pătrat, toți i-am vârtea odată. Avea, are tot felul de vorbe de genul ăsta și mereu m-a încurajat și mereu mi-a zis, bă, muncește că va veni și rândul tău, muncește că va veni și rândul tău. Și mergeam câteodată supărat de la antrenament că sunt alții mai buni ca mine și el mereu îmi zicea, bă, stai liniștit că va veni și rândul tău, stai răbdare, exact. Și acum îmi dau seama cât de importante au fost sfaturile alea. Este greu de spus ce mă face pe mine cel mai emotiv, faimos, pentru că am spus-o de atâtea ori, familia pentru mine este cea mai importantă și simt nevoia în aceste condiții de energia lor. La un moment dat devenisem și orgolios. Știi că în momentul în care crezi că totul ți-e cuvine, când ajungi la un anumit nivel, ai impresia că totul ți-e cuvine și te pierzi pe tine. Exact. Te pierzi pe tine și renunți să mai muncești cât ar trebui. Ai așa o senzație de superioritate, de confort. Am recunoscut faptul că nu i-am apreciat pe ai mei așa cum ar fi trebuit, nici pe Ștefi la fel. Ei doar încercau să corecteze anumite devieri ale caracterului meu. Sunt la avioane și rachete când de fapt viața e atât de simplă. Exact, și ai pe toți acolo. Bravo. Necesar. Asta am realizat eu și faptul că mereu vine jocul ăsta de comunicare, mă, vreau să-i văd. Mi-e dor de ei, dar dor. Chiar îmi doresc să-i văd, pentru că nu i-am văzut, așa cum ai zis și tu, de aproape 2 luni. Și... Gândeam că viața e prea scurtă, ca să nu profiți de fiecare moment cu cei dragi. Eu nu știu ce se poate întâmpla azi, exact. Mâine nu ești, dar am văzut, am foarte mulți prieteni care au murit așa, în senii. Sunt multe lucruri pe care mi le doresc să le fac și pe care în cel mai mult mă macină faptul că nu am petrecut mai mult timp cu oamenii dragi. Și asta mă face, știi, când îi văd și când îi aud și când o văd, o vedeam și pe bunica mea acolo, mi-a trimis un mesaj de 8 martie, nu erai, nu intrat încă, m-am topit. Te iubește, bune, foarte mult și te aștept să vii la cafea. Și la ciurbă, la bunii. O, Doamne! Ce drăguț! O, Doamne! Bunii! Iubesc din suflet. Eu încercam să fac alte lucruri, poate să mă implic în mai multe activități și asta mi se pare o prostie, pentru că îți rămâne foarte puțin timp pentru familie.